Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi am pentru voi o sesiune de cumpărături la Lidl. Nu am mai făcut un astfel de haul de aproape 3 luni, cu excepția celui de la Lidl Anglia, însă pe acela nu îl pun la socoteală. Văd că au apărut și produsele specifice sărbătorilor de iarnă și acest lucru mă bucură foarte tare. Dacă vreți să vedeți ce am cumpărat eu astăzi la Lidl, vă invit cu drag să urmăriți în continuare. Acestea sunt toate produsele pe care le-am cumpărat astăzi și, deși este săptămâna grecească, produse grecești am doar două. În schimb, am luat din săptămâna italiană, care cred că a fost săptămâna trecută, 1, 2, 3, 4 produse. Și să vi le arăt pe fiecare în parte, ca de obicei. O să încep cu înghețata, pentru că vreau să o bag la congelator. Am cumpărat două cupe din acestea de tiramisu, înghețată tiramisu. Cred că au fost 10 lei, înseamnă că 5 lei este un borcanel din ăsta, o cupă de înghețată. Arată absolut delicios, adică așa cred că va fi și gustul, și o să le bag acum la congelator, dar o să vă țin la curent despre cum a fost înghețata. Foarte multe dulciuri am cumpărat astăzi, se vede că nu am mai mâncat dulce de mult. Am luat o baba cu rom, chiar așa se numesc prăjiturile astea, baba. Nu știu de la ce le vine numele, știu că și în Franța am mâncat de multe ori și când am fost, v-am mai spus eu, la prietenii aceia ai noștri în urmă cu mulți, mulți ani, vreo 25-30 de ani, Astrid, deci doamna casei, făcea o baba cu rom, însă foarte mare. Deci era cât un tort, practic, asta este o porție individuală, sunt niște forme care au o gaură la mijloc. Deci aluatul este așa doar de jur împrejur, înăuntru se pune cremă, o cremă de vanilie cu frișcă și aluatul acela este foarte însiropat. Prăjiturile astea seamănă foarte bine cu savarinele noastre. Și mi-a fost atât de poftă când am văzut această baba cu rom. Nu le-am mai văzut până acum în Lidl, așa că m-am hotărât să îmi satisfac pofta de dulce. Și acum, dacă tot am început cu produsele italienești, o să vă arăt și aperitivele astea. Sunt anghinare, chiar mijlocul acela de la floare, de la plantă. Sunt anghinare în ulei și eu le-am luat ca să fac bruschete. Cred că sunt foarte bune de pus pe pâine prăjită și cum... În 15 noiembrie începe postul Crăciunului. Este ceva foarte potrivit pentru o zi de post. Sper să fie și bune. Și apoi am mai cumpărat un pachet mic de 125 de grame de unt de bivoliță. Este pentru prima dată că iau acest unt de bivoliță. Îmi aduc aminte când eram eu copil, aveam niște rude undeva la țară care aveau bivolițe și mereu ne aduceau lapte de bivoliță, care îmi plăcea foarte mult. Eu nu beau lapte, de obicei, nici când eram copil nu beam, însă laptele de bivoliță este mult mai gras, are un conținut foarte ridicat de grăsime și știu că îmi plăcea foarte mult să beau o cană de lapte din acela de bivoliță lângă o felie de pâine cu unt și cu gem. Așa că am zis că și untul acesta trebuie să fie bun, dacă pe vremuri îmi plăcea untul, laptele de bivoliță. Are un conținut de grăsime de minim 82%. Deci este un unt gras cu același conținut de grăsime ca de obicei. Din raionul cu produse grecești am luat doar două produse. Însă această halva din Susan este atât de bună, nu este pentru prima dată că o cumpăr. O halva din Susan și la mijloc are, mă rog, câteva migdale. Nu-i schimbă gustul, sunt mai mult pentru decor, dar halva asta din Susan este absolut delicioasă. E adevărat că are îngrozitor de multe calorii. Și am luat-o tot în ideea zilelor în care postesc, pentru că
pofta de dulce nu îmi dispare niciodată. Și celălalt produs pe care l-am cumpărat de la raionul grecesc sunt niște cubulețe de brânză feta în ulei de floarea soarelui, aromatizate cu chili. Așa arată. Sunt tot felul de ierburi aromatice, tot felul de condimente. Sunt și chili, asta înseamnă că o să fie puțin iuți cubulețele de brânză. Însă ce bine o să meargă ca aperitiv pe masa de Crăciun, când toată lumea mănâncă doar cărnuri, cârnați, cartaboși și alte lucruri grele. Un pic de brânză nu strică niciodată. O chestie foarte bună care se găsește la Lidl și pe care am cumpărat-o de multe, multe ori sunt acești ardei copți. Acum s-au scumpit, costă 8 lei și ceva un borcan, dar de multe ori sunt la promoție. Anul trecut era 5-6 lei maxim un borcan din ăsta. Sunt exact ca și ardeii de casă, ardeii pe care îi coc eu, însă sunt gata curățați, gata conservați, nu mai ai niciun pic de bătaie de cap. Și adevărul este că anul acesta ardei au fost destul de scumpi, deci nu știu dacă e mare afacere să îi cumperi și să îi coci tu acasă la tine și apoi să-i conservi pentru iarnă. Foarte, foarte buni, recomand acești ardei copți. Ce am mai luat dulce? V-am zis că am luat foarte multe dulciuri astăzi. Bomboane se numeau astea, ciocolată cu mentă. M-am gândit că este ceva similar ciocolățelelor After Eight. Aceea este o ciocolată amăruie cu o umplutură de mentă. Sper să fie și asta tot ciocolată amăruie, să nu fie ciocolată cu lapte, pentru că nu îmi place ciocolata cu lapte. Erau vărsate, deci la kilogram le cumpărai și mi-am pus într-o pungă 5 ciocolățele din astea, care au costat 1,94 lei toate 5, deci 2 lei împărțit la 5, 40 de bani o ciocolățică din asta și chiar sunt curioasă cum sunt. Nu știu de ce am senzația că au fost ținute la căldură și s-au topit, parcă sunt lipite un pic de hârtie, dar o să vă arăt imediat și cum arată în interior. Așa arată, sunt destul de subțirele și m-am înșelat. Nu erau topite, nu erau lipite. Acum să vedem și ce gust au. Nu e ciocolată, de fapt, este un strat de cacao mai degrabă. Sunt foarte mentolate, umplutura aia de mentă este bună. Și da, recomand, cred că merită 40 de bani o ciocolățică din asta. Chiar seamănă cu After Eight, nu sunt așa de cremoase. Este mai tare umplutura, nu este o cremă, însă sunt bune la gust. Ați văzut că au apărut deja dulciurile de Crăciun și nu m-am putut abține să nu cumpăr un pachet de turtă dulce. Turta dulce aceea clasică, fără glazură roz, fără bombonele lipite, fără nimic, glazură albă sau ciocolată. Și mi-am zis că dacă nu se mai găsește turtă dulce înainte de Crăciun, trebuie neapărat să o cumpăr din timp. 12 lei a costat pachetul ăsta, care are 600 de grame. Este un produs marca proprie Lidl și are termen de garanție până în mai 2023. Dar nu o să reziste până în mai 2023 cu siguranță. Am mai cumpărat un sirop de zmeură. Siropul acesta de zmeură de la brandul Camara Noastră mi se pare cel mai bun și aproape niciodată nu îmi lipsește din bucătărie. Prefer să le dau și musafirilor un sirop de zmeură și eu să beau un sirop de zmeură cu apă minerală în loc să cumpăr cola sau alte băuturi acidulate. Mi se pare că seamănă cu siropul de casă foarte bine și cred că este totuși mai natural decât băuturile astea carbogazoase cu care suntem noi obișnuiți. O sticluță de apă am mai cumpărat, o sticlă de apă plată. Foarte rar cumpăr apă plată. Am luat sticla asta pentru că
plec într-o călătorie și o să am nevoie pe drum să am o sticlă la mine, dar o sticlă din asta o refolosesc de foarte, foarte multe ori și vă spun sincer că eu o umplu cu apă de la robinet și nu am nici cea mai mică problemă. Apa de la robinet este potabilă, iar aici în Turda, unde locuiesc eu, este chiar foarte bună și la gust. Este apă potabilă din stratul de apă freatică, deci nu este din apa de suprafață și este o apă foarte bună și calitativă. Am cumpărat și o sticlă de ulei de floarea soarelui. 10 lei s-a făcut uleiul ăsta, cel mai ieftin este. Eu nu văd absolut nicio diferență între uleiul care costă 10 lei sau 15 lei, uleiul de floarea soarelui. Tot ulei rafinat este, tot la fel de fluid, de lichid sau cum vreți să-i spuneți, așa că nu văd de ce aș da mai mulți bani pe ulei pe care îl folosesc practic doar la prăjit. Știu că sunt foarte multe persoane care nu mai folosesc deloc ulei de floarea soarelui, l-au scos total din alimentație. Eu nu știu cum aș putea să-l scot, pentru că sunt unele preparate pe care doar cu ulei le pot face, cum ar fi, de exemplu, salata de vinete. Eu nu pot să fac salată de vinete fără ulei de floarea soarelui. Am mai cumpărat și două conserve de herring în sos tomat. O conservă de asta mie mi-ajunge la o masă și mă satur foarte bine și îmi și face plăcere să mănânc pește în sos tomat. De la raionul de legume am cumpărat niște roșii. Roșii la tata în grădină nu mai sunt pentru că a venit toamna. Am mai cumpărat un castravete. Castravetele mi se pare că are același gust și iarna și vara, spre deosebire de roșii care uneori nu au niciun gust, zici că mănânci hârtie. Castraveții îmi plac pe tot parcursul anului și am cumpărat o caserolă de struguri fără sâmburi. Nu aș fi crezut vreodată că o să ajung să fac mofturi la struguri și să caut struguri fără sâmburi, dar uite că am ajuns și în acest stadiu. Îmi plac strugurii ăștia roșii sau negri sau cum să le spun, mai degrabă decât cei albi, și am mai cumpărat două iaurturi cu 3,5% grăsime. Câte un iaurt din ăsta mănânc aproape în fiecare zi, îmi place așa de mult și îl mănânc gol și mi se pare o gustare foarte potrivită. Pe cumpărăturile astea, pe tot ce vedeți aici, am dat 128 de lei. Și mi se pare că, spre deosebire de alte dăți, am cumpărat destul de puține. Acesta a fost videoul de astăzi, acesta a fost haul-ul meu de cumpărături de la Lidl. Sper că v-am inspirat, sper că vi s-a părut interesant. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!